Miodrag Belodedic, în vârstă de 60 de ani, a participat la meciul de retragere al generației de aur, unde echipa sa a învins legendele lumii cu scorul de 3-2. Evenimentul s-a desfășurat pe Arena Națională în fața 54.967.000 de spectatori entuziasmați. Înainte de această seară memorabilă, foștii componenți ai generației de aur și ceilalți fotbaliști veniți în România au participat la un dineu special organizat în București. Belodedic, cunoscut drept Căprioara, nu a lipsit de la acest eveniment, fiind o prezență remarcabilă însoțit de partenera sa Cornelia. Rar apariții publice ale cuplului, dar vineri seara a fost o excepție. O fotografie cu Belodedic și Cornelia a fost publicată online de artista Loredana Groza, prezentă și la dineu. Groza a recunoscut că îl simpatiza pe fostul fotbalist în adolescență. Da, este iubirea mea, sunt îndrăgostit, dar nu mă însor. Este mai bine să fii îndrăgostit decât să fii însurat. Sunt vesel, sunt bine. Iubita mea n-are treabă cu sportul, a declarat Belo în 2019. Belodedic a continuat să discute despre viața personală. Ce copii? Copii faci când ești tânăr, nu la 50 și ceva de ani. Am eu părul negru, iar prietenii se uită la el cu ochelarii crezând că e vopsit. Dar am o vârstă.